început vacanța și odată cu ea și distracția în parc, unde, în afară de jocurile clasice, copiii au parte și de o mulțime de surprize și pot astfel să-și descopere talentele. Tu ce ești? O floare. Ce floare ești? Trandafir? Da. Bine. Tu ce ești? Un fluture. Super. Tu ce ești? Eu sunt un copac. Tu ești un copac? La seminarul de teatru, micuții trebuie doar să-și pună imaginația la încercare. Încercăm să facem jocuri interactive care țin de partea teatrală sau de actorie și câteva elemente de dans mai speciale, un reverans, un pas de menuet. Dacă dansul nu este punctul forte al micuților, își pot arăta maestria în culori sau chiar pe tabla de șah, care se poate lesne transforma într-un câmp de bătaie. Șah? Mersi. Ia, explică-mi tu acum ce mutare vei face. Nu zic. De ce nu? Fiindcă dacă ți-o zic, el o să știe și o să poată reacționa. Concursul este întoi și la seminarul de engleză, deși aici câștigătorii sunt mai greu de dibuit. Merge foarte bine, copiii răspund provocărilor mai bine decât aș fi așteptat. Acum rezolvă un puzzle de cuvinte. Cu astfel de tentații, plictiseala nu-și va face loc în vacanță. Spectacolele vor fi întoi la fiecare sfârșit de săptămână. Întreg evenimentul este organizat de Fundația Dan Voiculescu. Hey! Hey! Hey!